Pedepse cu executare puse în aplicare de polițiștii timișeni în cazul familiei de asistenții maternali care au abuzat trei frați în Timiș. Mama, tatăl și fiul au fost condamnați în total la 23 de ani și 4 luni de pușcărie. Conform mesajul infracțiunile de care au fost găsiți vinovați sunt rele tratamente aplicate minorului, viol calificat în formă continuată, dar și viol calificat în formă continuată în stare de recidivă post-executorie. După ce au ajuns la noua familie, în ianuarie 2021, două fetițe au început să povestească prin ce au trecut. Au povestit despre bătăi, abuzuri sexuale și despre faptul că toți trei ar fi fost forțați să poarte urzici în lenjerie. Mai multe erau bătute peste mâini, gură și picioare, cu pleasna, un băț care avea în capăt o bucată de piele neagră. Calvarul prin care au trecut cei mici a ieșit la iveală la, la finalul lui 2020, atunci când psihologul de la se Timiș și-a dat seama că minorii prezint semnele unor abuzuri fizice și emoționale. Copiii au fost luați de la familia în care era un plasament și au fost încredințați altor asistenți maternali. Femeia în vârstă de 57 de ani, asistent maternal al DGSPC Timiș, la vremea comiterii faptelor, a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare pentru 3 infracțiuni de rele tratamente aplicate minorului. De asemenea, a fost asistentă maternală, trebuie să plătească acum daune morale de câte 3.000 de euro copiilor. Judecătorii au decis și să confiște de la asistent maternală plasna cu care îi schingiuia pe copii. Soțul ei, în vârstă de 63 de ani, a fost condamnat la 9 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru o infracțiune de rele tratamente aplicate minorului și două de viol calificat în formă continuată. Bărbatul va trebui să plătească acum daune morale de câte 20.000 de euro pentru fiecare dintre cei trei frați și nu mai are voie să se apropie de ei la mai puțin de 100 de metri. Fiul celor doi în vârstă de 38 de ani recidivist a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru o infracțiune de viol calificat în formă continuată în stare de recidivă post-executorie. Tânărul va trebui să-i plătească acum unea dintre fete 20.000 de euro reprezentând daune morale. Cei trei au fost ridicați de polițiști după ce sentința a devenit definitivă și aceștia nu s-au mai prezentat la penitenciar pentru ispășirea pedepselor. Relatează mesajul.ro care citează tion.ro